ziua, dragi prieteni! După cum mulți știți, dar unii dintre voi nu știți, în decembrie 2019, acum 20 de luni, am lansat campania Crede în Minuni, campanie de strângere de fonduri pentru construirea celui mai mare și mai modern complex de recuperare caritabil pentru copiii și tineri cu dizabilități neuromotorii. În acest moment ne aflăm exact pe șantier, unde după 14 luni de proiectare, de adunat avize și autorizații și stabilit foarte multe detalii, am reușit să începem șantierul. Avem deja 4 săptămâni pline de lucru și de aceea ne-am gândit ca pe parcursul construcției acestui complex să vă ținem la curent pe tot cei care ne-ați ajutat și pe cei care nu știți de proiectul nostru și dorim să vă avem ca și sprijin și ajutor. Dorim să vă ținem la curent cu informații, cu imagini despre construcția complexului și de aceea facem acest video în care vă prezentăm fiecare lună tot ce s-a realizat și vă voi povesti pe imagini toate etapele care s-au desfășurat în primele 4 săptămâni de când a început șantierul. Vă mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, tuturor oamenilor, tuturor firmelor care ne-au donat materiale, ne-au sprijinit prin servicii. În continuare vă voi prezenta tot ceea ce am făcut în primele 4 săptămâni de când am început șantierul. Am început șantierul cu decovertarea zonei de parcare interioară și pregătirea ei în prima fază ca zonă de organizare de șantier. Apoi am continuat cu pregătirea zonei unde va fi drumul de mașini din interiorul centrului și l-am decopertat și am început să pregătim straturile necesare pentru a-l construi. Apoi am continuat cu decopertarea zonei bisericii, trasarea ei și săbăturile pentru fundație și pe final de săptămână am început să pregătim și fierul pentru fundație. În a doua săptămână de șantier am reușit să finalizăm pregătirea fierului pentru fundație, am avansat cu construirea drumului de mașini din interiorul complexului, am turnat fundația bisericii și am finalizat-o. De asemenea, am reușit să finalizăm organizarea de șantier. A treia săptămână am început cu pregătirea zonei pentru sfințirea pietrei de temelia bisericii. Ne-am bucurat de vizita preasfințitului Sofronie, episcopul ortodox al Oradei, care a săvârșit împreună cu un sobor de preot slujba de sfințire a pietrei de temelia bisericii. Am continuat apoi construirea bisericii cu compactarea pumei de sticlă și pregătirea cu fier pentru turnarea plăcii armate, care s-a și săvârșit pe
final de săptămână. În a patra săptămână de șantier am continuat cu construirea tuturor aleilor și parcărilor din interiorul complexului de recuperare. Am început construirea zidurilor de cărămidă la biserică și de asemenea am început decopertarea, trasarea și săparea pentru fundațiile la clădirea centrului de recuperare. Pentru a finaliza proiectul, avem în continuare nevoie de susținere financiară, avem nevoie de aproximativ 2,5 milioane de euro, cât mai repede, pentru a nu opri șantierul odată ce l-am început. Dorim să-l și terminăm, firma de construcții se mișcă foarte, foarte repede și sunt foarte serioși, nu dorim să se oprească din lipsă de fonduri și de aceea apelăm în continuare la ajutorul vostru și vă rugăm din suflet să ne sprijiniți cum puteți, fiecare cu mare posibilitate să reușim în sfârșit acest proiect. Cei care doriți puteți să trimiteți un SMS cu cuvântul CRED la 8446 să donați 2 euro lunar pentru construirea complexului. Firmele pot să direcționeze 20% din impozitul pe profit fără niciun cost și astfel să contribuie și la construirea complexului și, bineînțeles, orice firmă de construcții care dorește să ne sprijine cu materialele necesare construirii proiectului, așteptăm să ne contacteze și vă mulțumim din sufletul tuturor celor care sunteți alături de noi.